Elev de clasa 1 din 20 de unități de învățământ din Maramureș află prin acest program în mod creativ cum să conștientizeze pericolele, cum să le evite și să le gestioneze. Primele lecții ale Școlii Siguranței TEDi au avut loc înainte de vacanța intersemestrială la Școala Gimnazială Dr. Ioan Mihali de Apșa din Sighetul Marmației, dar și în Școala Gimnazială Nichita Stănescu din municipiul Baia Mare. Elevii au primit informații prețioase de la polițiști despre siguranța la școală și despre situații particulare, recunoașterea manifestărilor de tip bullying, crearea unor relații de prietenie între colegi și rezolvarea non-violentă a situațiilor conflictuale, delincvența juvenilă fiind un segment al criminalității care necesită o atenție deosebită. Pentru Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș, prevenirea acestea este o prioritate, astfel că polițiștii derulează permanent numeroase activități, campanii și proiecte care vizează informarea și educarea copiilor. Și pe parcursul semestrului al doilea, polițiștii de prevenire rutier și de ordine publică vor sprijini cadrele didactice în derularea activităților în toate școlile înscrise în proiect din localitățile Baia Mare, Sighetul Marmației, Tăuții Măghierăuși, Dragomirești, Cicârlău, Asuajul de Sus, Băsești, Sălsig, Ariniș, Fărcașa, Bârsana, Ognașul Gatac și Suciu de Sus.